preoficienți și părinte, pe curioase moarte și surori, iubiți credincioși, va fi bine cu această Sfântă Mare Zi a Duminicii, în care ne aflăm astăzi. Astăzi, în a patra săptămână, în a patra duminică, după cinzecime, după pogorârea Duhului Sfânt, iată Mântuitorul Hristos, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ne aduce aminte o pildă foarte interesantă, o minune, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a săvârșit-o fiind pe acest pământ. Însă, una deosebită, fiindcă s-a apropiat de Hristos un sutaș, un om de lege, aș zice, sau un om al pazei, care era pe timpurile acelea și el conducea cumva o ceartă de ostaș, un conducător de armată, în care la rândul său avea slujitori, avea, să zic așa, oameni care îl ajutau în treburile casnice. Și această persoană, una din slujitori, s-a îmbolnăvit grav, însă în acele timpuri, acea slujnică care era bolnavă și care nu mai făcea față, era sau vândută altor oameni, sau ba chiar aruncată în stradă și părăsiți. Și Mântuitorul Hristos sau Apostolul și Evanghelist Matei ne aduce aminte despre această întâmplare, despre acest sutaș care slujnica îi era foarte aproape de suflet. I-a slujit cu râvnă toată viața și pentru aceasta l-a și remunerat cu această rugăminte către Mântuitorul Hristos ca să fie vindecată. Și în cazul acestui om i s-a făcut milă de acestui om care putea și această slujnică, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să fie aruncată undeva într-o parte și s-au vândute, însă nu a fost așa. Ci acest sutaș s-a dus cu rugămintea la Mântuitorul Hristos zicându-i: tămăduiește-mi slujnica sau acel care m-a slujit toată viața, a ajuns în grea încercare, a ajuns în boală. Doamne, ajută-mă și tămăduiește-mă. Însă Mântuitorul Hristos i-a răspuns că bine, mergi acasă, voi veni și voi tămădui slujnica ta. Și în această clipă, acest om, cu adevărat credință că și Mântuitorul Hristos îl caracterizează pe acest om și îi zice: Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul casei mele, fiindcă sunt păcătos și ce zi numai cuvântul și se va tămădui slujnica mea. Căci eu, la rândul meu, am stăpânitori mai mari mei și eu sunt mai mare pe subalternii mei
Și dacă îi zic acestuia du-te, se duce. Dacă îi zic acestuia face, face. Și te rog, Doamne, zi numai cuvântul și nu te osteni ca să vii sub acoperișul casei mele. Și aici Mântuitorul Hristos le spune ucenicilor săi și tuturor că n-am găsit atâta credință nici în Israel, fiindcă ei erau în altă parte a Israelului, în Capernaum, un oraș mai înlăturat de acele pământuri sfinte ale Israelului, însă Mântuitorul Hristos nu căuta hotarele, ci căuta mai vârtos să împrăștie cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Evanghelie să o facă cunoscută tuturor. Și de aceea și Mântuitorul Hristos zice că n-am găsit atâta credință în Israel. Și îi zice, fie ție după cum voiești, după cum ai gândit. Și dacă a avut credință mare și știind că Bunul Dumnezeu îl va ajuta prin cuvânt, a fost după credința lui. Și în clipa aceea, slujnica s-a tămăduit. Și această minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos, zicând numai din cuvânt și nici aproape fiind de această slujnică, iată, ne este și nouă un exemplu. Că atunci când noi nu vedem pe Hristos în față, sau poate îl vedem numai pe icoană, sau nu îi vedem pe Sfinți decât pe aceste icoane care sunt în biserică, iată, ei sunt de față în văzduh. Și atunci când credem în puterea și lucrarea lui Dumnezeu, atunci ni se împlinește ceea ce cerem de la Hristos și de la Sfinți. Iar Sfinții sunt mijlocitori în fața lui Dumnezeu. Căci însuși Mântuitorul Hristos zice cuvintele în altă parte din Sfânta Evanghelie, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla. Cereți de ce aveți nevoie, căutați pacea și căutați împărăția lui Dumnezeu. Căutați iertare, căutați, cereți iertarea păcatelor voastre și celelalte vi se vor adăuga vouă, zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, țin să vă mulțumesc pentru că ați luat parte astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Ne-am rugat împreună Bunului Dumnezeu pentru ploaie în cadrul Sfintei Liturghii și am rugat Bunului Dumnezeu ca să ni se aducă cele necesare acestei vieți trecătoare, dar și iertarea păcatelor noastre pentru a moșteni viața cea de dincolo, viața cea de veci, dorită de fiecare din noi. Multă sănătate să trimită Dumnezeu la toți, să vă păzească într-un mult și fericiți ani. Țin să vă aduc la cunoștință pe săptămâna viitoare. Astăzi biserica noastră ortodoxă nu mai prăznuiește pe aduce aflarea moaștelor Sfântului Ierar Dionisie, episcopul cetății Albi și Izmailului, un mare ierar canonizat de către Patriarhia Română și moaștele căreia se află la Mănăstirea Suruceni, în suburbia Chișinăului. Și
Mâine biserica noastră ortodoxă prăznuiește icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, Troierucița cea, icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Și marți, biserica noastră ortodoxă prăznuiește pe Sfinții, întocmai Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoare în care se încheie deja postul și în acea zi de sărbătoare, aici la mănăstire, se va sluji Sfânta Liturghie împreună cu acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Multă sănătate să trimită Dumnezeu la toți, să păzească într-un mult și fericiți ani. Acum o să mergeți fiecare, o să vă închinați la Sfânta Cruce, veți lua Sfânta Anafără și veți fi nimiți fiecare la moaștenile fericite din Maicii noastre Agafia. Doamne ajută, Îngerul Domnului, să vă adăim! Sfântul Cuviosului Serapion, Sfântul Cuviosului Martin, Sfântul Cuviosului Gheorghe Atunitul, Sfântul Cuviosului Ambrozii de la Oaptina, Sfinților Sfinții Zmucinici, Grigori, Alexandru și Vladimir și Petru, a cărui pomenire o săvârșim astăzi și cu a Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinților Timșoană și Sfinților Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Și-o Domnului și pe Maica noastră Iubuna Mirostarită Sfinte Mănăstirea Cestria, și pe preoțite mănăstirea acestuia, și pe toate maicele și surorile Sfântului Roșului acestuia, și pe toți binecredincioșii creștine, pe toți tinerii, Doamne, păzește, Doamne,